Doamna Feodora, să zicem. Deci, noi am venit cu o surpriză la dumneavoastră. Am înțeles că aveți un eveniment foarte frumos în cadrul familiei dumneavoastră astăzi, da? Da. Așa, 30 de ani împreună. Da. Deci, uitați-vă, cineva v-a făcut o surpriză și, evident, o să pun întrebarea. Cum credeți de la cine este? De fetele mele. Toți trei fete, numai ele. Așa, de la copii, de la cei mai dragi pentru dumneavoastră, a făcut o surpriză cu un sincer la mulți ani, da? Așa, deci o să-mi permit să vă ofer florile care vă aparțin. Mulțumim. Da? Așa, așa. La fel torta, de tine. Deci, pentru scumpii părinți, da? La fel și coș cu fructe, o să-l așa jos lângă dumneavoastră. Deci, gestul, da, vine din partea copiilor, așa cum ai spus. Deci, o să vă lași dumneavoastră, da? Să spuneți câteva cuvintele acolo, fetelor dumneavoastră. Mulțumim la fete, mult, mult. Nici ne-am gândit la așa surpriză frumoasă din partea lor. Și mult sănătate fetelor la tăți, și la Serbia și la Moscova, că nu s-a acasă cu mine. Una nu mai e acasă. Și alta asta. Crescuți cu mine, copii, să acasă. Așa, aproape dumneavoastră, cu emoții, da? Deci, uitați-vă și noi să venim cu un sincer la mulți ani și felicitări pentru dumneavoastră, da? Așa, să vedem, să venim la dumneavoastră deja peste încă 30, da? Ia, așa, da. Să fie 60. Să venim la dumneavoastră să trăiți sănătoși, da? Să aveți copilașii lângă dumneavoastră, să vă bucurați de ei. Mulțumim. Felicitări încă o dată. Mulțumim.